Deci s-a terminat ședința, mă rog că am votat un proiect, cel cu bugetul nu l-am votat, culpa este, bineînțeles, a mea, pentru că domnul Clina m-a trimis la nuntă, nu mă oprește, dar mi-a luat și pantofii și cravata și florile din mână. Deci cam asta este. Luându-ne excedentul, nu mai avea, nu se mai putea vota, practic, ce să mai este. Fetele nu puteau, de la economic nu pot într-o jumătate de oră de pauză să întoarcem și să refacem toate socotelile cu toate influențele, să scoatem de la toate investițiile, absolut toate sumele, în așa fel încât bugetul să nu, să nu țină cont de excedent. O aberație, rămâne să ne întâlnim din nou pentru luni, să vedem ce va fi. Atunci vor avea probabil și toți consilierii, pe cei patru consilieri care au lipsit și vor putea să taie de acolo ce le convine și să vedem, sperăm să treacă. Din păcate, asta este situația. Întrebări. Cam câte proiecte sunt întârziate? Chiar aș vrea o să fac o copie, o să fac o copie și o să o pun la mine pe Facebook, să vedeți în câteva sute, dacă nu 100 de poziții. Sigur, o mare parte din ele sunt din anii precedenți, nu au fost suficienți bani, nu s-au putut face licitațiile, dar marea majoritate a proiectelor importante în curs de derulare, de desfășurare, sunt cu bani care sunt prinși în din această alocare din excedent. Ați văzut drumul Rătăjdia Vrănuț, care are bani acolo de aproape 9 milioane de lei și unde constructorul așteaptă semnarea contractului, iată, nu vom putea face semnarea contractului. Același lucru este și la podul de la Dornecea, unde la fel banii sunt în contractul este semnat, nu putem să începem nici acolo. Licitațiile nu sunt afectate pentru că ele sunt în desfășurare și noi le-am pus clauză suspensivă la unele. Altele nu sunt cu bugetul pe care l-aveam inițial, cum este podul de la Berzovia, care e în fază finală, procedura de licitație, dar astea sunt încurcături mari. Deci dacă nu putem să mergem înainte, atunci să încurcăm fantastic. Lucrul ăsta s-a reușit, îi felicit pe toți consilierii PSD și toată strucciocămila asta de alianță care este aici la noi, la PSD Pro-România, ALDE, PNCCD, PMP, pam, pam, pam și care vor mai fi, de fapt toți PSD-știi la un loc, care iată ce fac astăzi cu județul nostru. Eu voi fi vinovat de serviciu, bineînțeles că eu am retras, dar cum să las să acordăm un buget care nu are banii necesari să putem să le facem pe aia. Există riscul să nu mai existe bani pentru salarii la segmentul social? Bineînțeles că ducatul, dar să sperăm că luni va trece și vom... Deci mai avem o șansă pe luni. Nu știu cât de târziu e, probabil vor fi câteva întârzieri, ceva întârzieri, dar asta este. Există acest risc. Și primarul Ioan Popa a avut o poziție cu dificultățile financiare de acolo, cauzate tot. Primarul Ioan Popa este cel mai afectat, pentru că nevotându-se acea rectificare, acea împărțire de bani din cei 6% veniți, vă dați seama, alte județe i-au și cheltuit, unele se judecă, alții ca noi, nu cred că mai sunt mulți. Noi n-am reușit să găsim înțelepciunea să împărțim așa cum ar trebui, deși au fost mai multe variante. Sigur că în momentul în care o comună primește bani mai mulți decât un oraș ca și Reșița, ai anumite dubii că nu e ok. Nu poți să dai 750.000 de lei la Reșița și să dai 2.750.000 la Oțelul Roșu. Da? Eu în propunerea pe care am făcut-o, am venit acum, am o altă propunere care am trimis-o la consultare, am făcut-o publică, era undeva Reșița 4.950.000, care ansebe și 2.500.000, deși Reșița are de 3 ori mai mulți locuitori, totuși care ansebe și un oraș important. Celelalte orașe, în egalitate, toate câte 1 milion,
comunele cu mai mult de 1500 de locuitori, 360.000 de lei și comunele sub 1500 de locuitori, 310.000. În total, făcând o adunare, am constatat că s-au împărțit banii exact cum am făcut inițial, 50-50%, dacă ar fi să vorbim de algoritmul politic, ceea ce nu e corect, dar așa a ieșit. Deci, dacă și la această propunere se vă opune, asta este, înseamnă că chiar nu își doresc ca acești bani să ajungă la primărie. Peste o oră jumătate aveți o întâlnire în Herculane. Ce se întâmplă acolo? Vreau să discut cu consilierii de la Herculane să văd, să le explic poziția Consiliului Județean și de ce consider că este important ca licența de exploatare să vină la Consiliul Județean și împreună cu Aquacara și cu primăria Herculane mai trebuie să facem o asociere și să punem în valoare aceste rezerve ale subsolului, aceste bogății subterane, în folosul consumatorilor finali, bineînțeles, prin intermediul pensiunilor de acolo. Și a toți consumatorilor, tuturor hotelurilor și pensiunilor care sunt acolo. Vedeți cu elicopterul? Păi ce să fac, o mașină nu mai joacă. Iar ei deja au votat, că vor să obțină nimice. Vor să obțină licența, sigur. Acum eu vreau să deblochez situația. În acest excedent au mai rămas, așa cum v-am explicat, încă 13 milioane de lei care sunt nealocați. Tocmai în gândirea asta că dacă cumva se... vom primi licență, să putem imediat să intervenim și să comandăm o lucrare în așa fel încât să putem finanța rețeaua de transport a acestei apei termale. Plus, mă rog, acei bani pentru demolarea sanatorului Mariva. Domnul președinte, după câte mi s-au întâmplat în ultimul timp, mai aveți de cum să candidați? Nu v-ați săturat de... Adică... Ați văzut până când iasă un copil frumos ce chinui prin câte trece mama. Dar iasă frumos, dați-a și dumneavoastră. Dacă tatăl e... Copil? Și dacă tatăl e... Nu neapărat, nu. Mama trebuie să fie ok, că trebuie și educat. Deci mai candidați? Dar bineînțeles, avem atâtea lucruri de făcut și încrâncenarea cu care se agață de orice și încrâncenarea cu care doresc să ne blocheze toate proiectele pe care noi le-am început. Gândiți-vă că acum discutăm de bani, de economii, de bugete care au fost, de cheltuieli care au fost bine gestionate și unde s-au făcut foarte mari economii și avem buget. Gândiți-vă că la Direcția Județeană de Drumuri sunt 20 de milioane de lei pe reparații din acest excedent care merg acolo. Timpul în care ne-am primit de la guvern, 12 milioane au rămas la Consiliul Județean, la Direcția Județeană de Drumuri, pentru întreținere. Și am mai venit și am mai pus încă 18. Sunt 30 de milioane de lei. N-a avut județul niciodată atâția bani pentru întreținere și reparații. Și sunt o grămadă de lucrări care sunt pregătite să înceapă și nu pot începe datorită acestor blocaje, că nu avem buget. E vorba de asfaltarea de la Brădișor, asfaltarea de la Mordovița, asfaltarea de la înspre Padina Matei, din Padina Matei, e vorba de bucata de 500 de metri de asfaltat de la Vârciorova, Bolvașnița, intrarea, ieșirea din sat către drumul național. Sunt o grămadă de lucrări pe care noi acum vrem să le facem. Extravilanul Apadia de Linești, extravilanul Orăvița. Deci toate astea sunt lucruri care le putem face, avem banii, constructorii stau și domnul Crina vine să ne explice el cam cum ar trebui ca să fim perfecți. Da, și apropo de filmele de casă de PSD-ul, care a dat să vină alege balanța de vot câștigat. Eu n-am văd aici decât de o singură firmă care câștigă licitațiile la Consiliul de Țară. Până simplu. Nu e adevărat, nu sunteți de aia când câștigă toată lumea stă cu focusul pe ea, sunt solicitații câștigate de mai multe firme. Sigur că Max Agro a câștigat pentru că ei se pot de pitic.
sunt competitiv și vin cu prețuri foarte mici. Păi eu ce să le fac dacă la lucrarea de la Rătășdia din 19 milioane preț ofertat, ei au dat 14. Eu ce să fac? Asta este. Să fie sănătoși.